În mod cert, România are politicieni de cuvânt. Oameni care, dacă zic un lucru, îl și fac. Ține deja de un veritabil pedigree politic, pe principiul, ca la noi, la nimeni. Oameni înfricați, consecvenți, deciși, merg până la capăt. Victor Ponta anunța acum câteva luni că de se va începe urmărirea penală în cazul său, va pleca. Dacă se face un dosar în care eu, în față de mine, se începe urmărirea penală, N-am cum să rămân în funcția de prim-ministru. Să stau în fiecare nație să dau explicații cum e cu dosarul, cum nu e cu dosarul. Rămâneți cu bine! Am rămas cu bine, dar și cu tine, dragă domnule premier. Și dacă dumneavoastră ați crezut că e singurul politician de cuvânt, ei bine, avem vești bune, mai sunt și alții. Președintele Traian Băsescu a anunțat că pleacă de la Cotroceni în 5 minute, în 2007. În situația în care, în pofida avizului Curții Constituționale, Uh, parlamentul va vota suspendarea mea, în maxim 5 minute de la vot voi demisiona din funcție. Da, așa spui. Da, așa a spus, numai că secundele s-au scurs greu. 5 minute băsescene, 8 ani românești, traiane să trăiești. Bine, așadar, ce avem aici? Un premier și un președinte de țară la acea dată. Ar mai lipsi doar șeful Parlamentului din tablou. Nici o problemă, pentru că fostul președinte al Senatului, Crin Laurențiu Antonescu, ne avertiza la referendumul din 2012 că dacă rezultatul nu e bun, se retrage. Drumurile mele și ale dumneavoastră, domnule președinte Băsescu, oriunde v-ați afla, se cam despart. Veți fi sau nu suspendat astăzi, veți fi sau nu demis de verdictul poporului român, ne cam despărțim dacă nu veți fi demis la referendum, eu, Crin Antonescu, mă retrag definitiv din viața politică. Am plecat. La Crin e o leacă mai complicat, s-a trezit, dar nu la timp, ci că pleacă totuși la anul. Oricum, eu cred că ar fi necesar un control mai amănunțit la politicienii români. Probabil că ei vor să se țină de cuvânt, dar uită și uită așa amnezia a adoarme România. Băieți, trezirea!